Andra este una dintre cele mai de succes artiste din România, însă câți dintre voi vă mai amintiți la începuturile ei? Pe vremea când purta gene false lungi, mai scurte și machiaje mai mult decât stridente. Sau vă mai amintiți cum a început povestea de dragoste dintre ea și Măruță? Dacă nu, urmăriți chiar acum! Pentru că și jurnaliștii bârfesc câteodată. Mă trezesc cu luna de pe cer vorbesc. Andra provine dintr-o familie de artiști, iar casa ei era asemenea unei cutiuțe muzicale. De cum intrai pe ușă, răsuna muzica din toate colțurile. Încă de când a fost mică, știu ce vrea să facă. S-a vrut artistă și artista a ajuns. Publicul din România a îndrăgit-o pentru că ea a debutat la 7 ani la Tip Top, Mini Top și a avusese și la vremea respectivă un oarește succes. Din momentul în care s-a lansat, de pe vremea în care toată suflarea adolescentină avea pereții plini cu posterele ei, Andra a ajuns pe primul loc în topurile de specialitate. Curios sau nu, a rămas acolo până în zilele noastre. În momentul în care a apărut în showbiz-ul românesc, Andra era o tipă extrem de îndrăzneață, total diferită de cea de astăzi. O vedeai mereu în ținute extravagante, poate aproape dezbrăcată, cu genele acelea extrem de lungi și un machiaj atât de strident, încât parcă nu-ți plăcea. Un fenomen al anilor 2000, Andra își lansa prima piesă single la doar 14 ani. Întreaga țară cânta alături de ea. Andra, în primele ei videoclipuri, zâmbesc involuntar. Îmi dau seama cât de fericită era ea să apară la televizor cu un pulover tricotat de bunica și, evident, un pulover în indescriptibila nuanță roz. Pe de altă parte, era normal. Era o fetiță din Ardeal care debutase cu muzică lăutărească, o deprindere care îi venea mănușă din familie, din câte am înțeles, și pe de altă parte, orice om este susceptibil să progreseze. La ea n-a fost vorba de un progres, a fost vorba de o revoluție. A debutat în peisajul urban sub aripa protectoare și creatoare a lui Costi Ioniță, dar și sub stricta supraveghere a tatălui ei, Alexandru Mihai. Cu Andra a fost un copil minune și eu am întâlnit-o la vârsta de 13 ani jumate, 14 ani, cam așa, și am fost inspirat de vocea ei. Făceam naveta Câmpia Turzii București pentru că mă pregăteam să lansez Noapte mă trezesc, primul meu single. Era apetisantă pentru bărbații care o priveau, în ciuda faptului că în realitate ea era o fată cu minte care venea la concerte cu tatăl ei, cel care se ocupă și astăzi de cariera muzicală a Andrei. Niciodată nu a lăsat-o din mână, poate și pentru că i-a fost teamă ca un băiat rău care se afla în spatele ecranului să nu vină să-i ofure și să facă lucruri necurate cu ea. Nu vă e greu să mergeți noapte de noapte cu Andra la multele concerte pe care le are? Dacă îți place ce faci, nu ți-e greu niciodată. Exact diferența de la fetița ezitantă care înainte de Cerbul de Aur își picta pe spatele gol un cerb de aur, nu? Făcând risipă de imaginație, și vedeta de azi, conștientă de aturile ei și care știe să bată monedă pe brandul personal. Dacă, așa cum am spus, s-ar și îmbrăca în consecință, ar fi fantastic. În plan profesional, totul părea să meargă ca pe roate, dar pentru succesul ei a plătit cu prima iubire. Vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea. Nu-mi pot imagina o noapte fără iubirea ta.
Andra l-a întâlnit pe Cătălin Măruță la un an de la despărțirea de Dragoș, prima ei iubire, pentru că trebuie să recunoaștem, Cătălin nu a fost cel din tâi din bărbat din viața Andrei. Ea, în perioada liceului, l-a mai iubit pe un băiat, student la o facultate română-americană, cu care a avut o relație foarte frumoasă timp de 2 ani. Din păcate, din cauza programului pe care ea îl avea, extrem de încărcat, iar lucrurile au degenerat și s-a ajuns la o ruptură. În ciuda faptului că la un moment dat s-a vorbit despre o căsătorie între ea și Dragoș. Până când s-a îndrăgostit iremediabil și irecuperabil de Cătălin Măruță, a fost cale lungă, de un an și cel puțin un videoclip. Eu mi-aș da, chiar și inima, pentru tine, oricum n-ai putea. Știu din prima când l-ai cunoscut că el este ales... Nu, pentru că eram colegi de breazlă, a venit așa în timp relația noastră, dându-ne seama ce fel de oameni suntem. Am fost amici, ne-am împrietenit foarte bine și apoi ușor, ușor ne-am îndrăgostit. Este de notorietate faptul că Andra nu s-a îndrăgostit de Măruță la prima vedere. Mi-aduc aminte că au existat declarații ale cântăreței din anii 2000, în care spunea că prima întâlnire pe care a avut-o cu Cătălin a fost un eșec. Tonumătul de pe doi le-a găzduit prima întâlnire. Nu se cum se para olvidar tus besos, si es como tener el cielo entre mis manos y vivir de fuego, no de tus labios. Cântă Talia de fuego? Da, de foc și pasiune și iubire. Încă de fuego al nostru. Măruța avea îndrăzneala asta de a le pune pe vedete să cânte live. În privința Andrei s-a înșelat, pentru că ea i-a cântat acea melodie a Taliei, i-a cântat-o foarte bine. Iar pe plaja lui Măruță, un an mai târziu, erau deja îndrăgostiți. Ce surprize vrei tu să ți se întâmple de ziua ta? Adică ce cadouri te-ai bucurat să primești? Cel mai mult mi-ar plăcea să cânt și să dansezi tu pentru mine. Dacă în primele emisiunile lui Măruță, Andra lua o poziție de distanță față de el, iată că în emisiunea care a fost invitată și era pe plajă, deja cei doi sunt extrem de apropiați, observ multe atingeri între ei și cumva dragostea este pe față. Dacă te-am spune într-o zi că te plac, probabil mai mulți se urcă la cap. Povestea de dragoste dintre Măruță și Andra a avut debutul când Andra l-a invitat pe Măruță să filmeze în videoclipul ei la piscină. Și noi presa am suspectat faptul că se va lega ceva, însă ei cu greu au recunoscut. Și s-au îndrăgostit sperând pentru tot restul vieții. Au ajuns în fața altarului în anul 2008, chiar de ziua Andrei. Atunci când iubești, când îți dai seama că ți-ai găsit într-un fel de jumătatea, nu faci altceva decât să urmezi un drum firesc al lucrurilor. Mi-aduc aminte că a fost o nuntă foarte mare, cu foarte mulți invitați. Stai să ne aștept mireasa! Faceți-mi puțin loc să ne aștept mireasa! Mulțumim! Foarte fericită! La cununia civilă a Andrei cu Măruță, toată lumea a fost surprinsă de numele Andrei, Alexandra Irina. Nu multă lume știe că pe Andra o cheamă de fapt Alexandra. Cum e de când ești măritată? S-au schimbat lucrurile? Nu s-a schimbat absolut nimic. Probabil între noi, da, s-au schimbat foarte multe lucruri, dar oricum noi locuiam împreună, ne comportam înainte ca o familie, exact ca și acum. Iubirea le-a fost prosperă, iar carierele lor au avut o ascensiune fulminantă. Am crescut odată cu cariera mea, ca să zic așa, ușor, ușor. Să rămână dragostea așa frumoasă cum a fost până acum și cum e. Evoluția Andrei, cel puțin fizic, s-a văzut de la cer la pământ. Nu e adevărat! Bă. Nici Cătălin nu s-a lăsat mai prejos și astfel cuplul Măruța-Andra a ajuns unul din modelele de familie ale societății. Avem și planuri personale, nu? Da, să continue.
Este cea mai mare satisfacție să vin la tine în emisiune. Da, pentru că întotdeauna mă vede cum mă trec apele. Transformarea cuplului Anda-Măruță sau Măruță-Anda, nu mi-e foarte clar care este ordinea, este colosală. Este ca și cum ai juca în sistemul cu 5 atacanți și după aceea ai reveni la cel cu un singur vârf penetrant. Să nu crezi că aș putea să te las, nu te-aș părăsi niciodată. Dacă tot am apărut în 1-2 videoclipuri, acum n-ar strica să avem și o piesă. Da, tu doar trebuie să vorbești, să spui un rap și nici de cum mai mult. De ce? Drăguțe! Uite, așa am stricat toată cariera mea muzicală. Măruța a început să o cheme din ce în ce mai des pe Andra în emisiunile sale. A promovat-o foarte mult la vremea respectivă și acest lucru a ajutat-o pe Andra în carieră și cred că Măruță, ca partener al Andrei, a contat foarte mult să o ridice. Iar cu timpul și viceversa a fost valabil, pentru că Andra a început să câștige din ce în ce mai mulți bani și, din câte știu, i-a salvat și afacerea lui Măruță, care intrase cumva în faliment. Ne cunoaștem foarte bine și avem încredere unul în altul foarte mare. Scenele astea de geloziile, știi cum e, eu înțeleg meseria ei, ea înțelege meseria mea. Atâta timp cât există comunicare între noi și când ne înțelegem foarte bine, nu are de ce să existe gelozie și de ce să existe, eu știu, discuții. Cred că Andra poate fi geloasă pe Cătălin Măruță și Cătălin Măruță poate fi gelos pe Andra. Sunt două personaje exponențiale ale showbizului românesc și prin natura preocupărilor lor profesionale intră în contact cu tot felul de vedete de sex opus foarte incitante. Cred că singura dată când Cătălin Măruță n-a fost gelos pe unul de partenerii de scenă ai Andrei a fost cu WhatsApp și nu mă întrebați de ce. În viața lor a venit David, primul născut al cuplului, iar familia li s-a întregit apoi cu Eva. Popularitatea Andrei a crescut și mai mult, căci nu mai era artistă fără cusur. Formele ei au devenit mai rubensiene, iar fanele s-au identificat și mai mult cu ea, fiind artista simplă din popor. Văzând clipulețele cu Andra tânără, îmi imaginez că unele femei nici n-ar trebui să facă copii. Știu că toată lumea o să mă condamnă pentru declarația asta, dar uitați-vă cât de suplă, ce siluetă, ce talie avea Andra pe vremuri. Doamne ajută să nu răcesc! Eu nu știu dacă pot să ridic asta. Aici arată destul de mult și pot să spun că arată ca o gospodină. Spuneam că unele femei n-ar trebui să facă copii niciodată, îmi retrag cuvintele. Andra, și după ce a făcut doi copii, nu s-a îngrășat foarte tare, nu s-a rotunjit exagerat de mult, dovadă că la Ice Bucket Challenge a avut curaj să-și toarne o găleată cu apă și cuburi de gheață în cap, arătându-și formele luxuriante cu ajutorul unor pantalonași, bikini, n-aș putea spune ce, care arătau tot, aproape tot, arătau mult. Și a arăta mult și bine. Paradoxal, cu începuturile carierei sale, Andra este acum poate prea decentă pentru showbizul românesc. Mie îmi plac hainele comode, dar să porți o haină comodă nu înseamnă întotdeauna să arăți fashion sau așa. Hai să ne lămurim. Deci, Andra, dincolo de faptul că s-a îngrășat un pic după ce a făcut copii, ceea ce este absolut normal și nu îi răpește cu nimic din farmec, are o mare problemă. Se îmbracă prost. Foarte rar nimerește ținutele de scenă sau ținutele de emisiune. Nu s-a dezis de accentul ei, la fel cum nu și-a renegat niciodată originile. De când se știa, a cântat muzică populară și lăutărească. Constantine, Constantine,
notorietate este un duet cu Adi Minune din tinerețile ei. E noapte și e târziu viața mea. Și cu tine aș vrea să fiu. Cine-o fi de bine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare de ne-am despărțit. Iar istoria s-a repetat la nunta finului Pepe, acolo unde nuntașii Miri și Nașii, dar și Adi Minune s-au așezat pe podea și au cântat de dor și de jale. Colegii de brazlă însă au devansat-o cel puțin într-un singur aspect, opulentele concerte la Sala Palatului. Cred că Andra este un om care își cumpănește foarte bine pașii în carieră, dovadă că abia după ce a fost nu consacrată, mai mult decât consacrată, după ce a explodat pe ecranele televizoarelor și a făcut carieră în playlisturile radiourilor. Abia atunci, la începutul primăverii lui 2017, a avut curajul să se expună pe scena Sălii Palatului. Mă gândesc că alții fac seriale de concerte pe scena Sălii Palatului, așa, câte 7-8 zile la rând din decembrie, ea a apărut o singură dată și bine. Wow! Mamă, ai fost... Te iubesc, bravo! Cert este că reacția oamenilor a fost una foarte bună după acest concert. Bravo, tată! Bravo, tată! Mare lucru să zică tata asta! Un deceniu și jumătate mai târziu, Andra este mamă și artistă full-time, deci acum nu mai este doar luna cea care o poate asculta. Este aproape 2 dimineața. Nu te obosesc cântările astea nocturne? Sinceră, da. Să fiu? Ți-am dat deja răspunsul. Andra și Măruță, ca și cuplu, în momentul actual, par extrem de așezați, extrem de cuminți. Bine, Andra a fost întotdeauna o persoană cu minte și nu a dat cumva naștere niciunui fel de scandal. Pot să spun că sunt un cuplu destul de bătrânicios așa, sunt așezați, nu fac lucruri extravagante. Dacă nu era romantic Măruță, dacă nu făcea gesturi de astea și dacă nu mă iubea astfel încât să cred că el este omul cu care vreau să-mi petrec restul vieții, nu l-am de bărbat. Deci el este omul cu care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Se potrivesc, pur și simplu. Nu putem fi decât absolut invidioși pe acest cuplu absolut fantastic. Știi că eu te voi.